social, are o funcție de traducere, care traduce în timp real o conversație purtată între două persoane, are o funcție de răspundere la întrebări, una de recunoaștere a obiectelor vestimentare și una de recunoaștere a emoțiilor bazat pe expresiile faciale. Am venit aici să vă prezentăm roboțelul Ceramic Clean, un model demonstrativ de robot care are ca scop colectarea și stocarea deșeurilor din orașul nostru. Pasiunea mea am dezvoltat-o încă din clasa a treia, la Palatul Copiilor din Târgu Jiu. Am fost la echipa de robotică și probabil încă o să fiu în juriu. Am terminat acum clasa 12 și mă duc la facultate. Marele premiu merge către Vlad Pătrulescu. Bravo, bravo.